Cum ți s-a părut experiența Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week? Am început în prima zi, pe data de 15, cu expoziția Panorama, dar n-am apucat să văd foarte multe dintre celelalte prezentări. Astăzi e prima zi pentru mine și mi se pare că au făcut o treabă extraordinară. Eu, sincer, mă gândeam de ce nu există practic 7 zile, nu 3. Chiar mi se pare că fac o treabă foarte bună și oamenii pe care au reușit să-i adune sunt minunați. Asta era următoarea întrebare. Cum se pare publicul la primul Fashion Week din București? Măi, chiar mi se pare că se mai triază puțin lumea, ceea ce mie îmi convine să zic așa, pentru că am mai avut, să zic, pe aici, pe acolo, experiențe nu tocmai plăcute, când au apărut oameni care nu aveau nicio legătură cu zona asta, nici nu știau să aprecieze, nici nu-și doreau să aprecieze și atunci... Cum să zic, asistam la niște discuții care erau destul de, mă rog, inconfortabile. Așa că de data asta mi se pare, cel puțin aici, acum, mi se pare că s-a triat foarte bine și se vede că sunt oameni interesați de frumos și de artă. Și sunt deschiși la orice. Apropo de asta, ce lucruri crezi că ar trebui să nu mai existe în mod? La ce trenduri crezi că ar trebui să renunțăm? Ce e out în viziunea ta? Măi, în viziunea mea nu ar trebui să fie nimic out până la urmă, pentru că și eu fac parte din acei oameni care consideră că până la urmă trebuie să porți efectiv ceea ce simți că ți se potrivește. Poate mie îmi place foarte mult să port o bustieră și un kilot și un trench peste, dar s-ar putea să nu mi se potrivească, s-ar putea să nu am suficient curaj să fac asta. Pe când o tânără extravagantă ar putea la fel de bine să o fac asta, nu înseamnă că trebuie scoasă din modă, să zic așa. Nu, fiecare ar trebui să poarte ceea ce îi se potrivește, dar cred că asta e de fapt lucrul cel mai important, trebuie să identifice acele piese care îi se potrivesc. Pentru că, uite, deși eu admir foarte mult colecțiile Chanel, nu este neapărat genul meu, e un pic prea... convențional. Și atunci tu cum ți-ai descrie stilul vestimentar? La mine e puțin cam haos, să zic așa, pentru că îmi plac prea multe. Uite, îmi place și stilul elegant, cum sunt în seara asta, dar în același timp a trebuit să dau un touch de ceva spre... Mă rog, touch-ul rock nu mi-a ieșit, să zic așa, pentru că nu aveam cum să fac la culoarea asta, la bordoul ăsta, la floarea asta, n-aveam cum să pun un touch rock. Dar eu sunt genul care îmi doresc foarte mult, dacă se poate, să adaug ceva elemente rock. N-aș fi rupt pentru că mi se pare că aș fi stricat. În schimb, am ales niște pantofi cu colanți, care să fie până în talie și care să scoată puțin o rochie elegantă din acel, cum să zic, din acel standard. Probabil că aș fi venit cu niște sandăluțe sau cu niște stiletto și era ok așa, dar totuși am încercat un pic mai mult. Nu sunt neapărat genul super extravagant, nu am fost niciodată și nici nu cred că mi s-ar potrivi, dar așa cum ziceam, eu sunt genul care sunt deschisă, genul deschis să încerce orice. Dacă mie, nu știu, îmi vii tu și îmi spui, uite, vreau să-ți spun ce purta Gaga, nu știu, în ce concert, eu încerc. Și primele impresii după show-ul la Ami Amalia? Wow, mi-a plăcut foarte mult. Știam câte ceva despre Ami Amalia, dar acum m-a uimit. Mi-a plăcut foarte mult că a folosit culori puternice. Sunt iubitoare de galben și de albastru electric, ceea ce am văzut exact ce mi-am dorit, parcă, bine, nu e pentru mine făcută, dar mi s-a părut așa o chestie, o mângâiere vizuală. Pentru că eu, cumva, deși port și eu foarte mult negru, sunt sătulă de negru. Pentru că mi se pare că a ajuns cumva negru să fie un fel de soluție la orice. Și în momentul în care văd culori puternice, culori care n-am sperat în viața asta, de exemplu cum e bordoul, m-am rugat ani de zile și îmi ziceam, Doamne, dar de ce bordoul e considerat o culoare bătrânicioasă? De ce nu intră în modă cumva? Și anul ăsta, când am văzut că a intrat bordoul și cachiul în modă, mi s-a părut wow. De asta zic, Ami Amalia a venit cu acea pată de culoare necesară. Nu știu ce se va mai întâmpla, dar am văzut în prezentările trecute din fotografii și din Instagram că au fost destul de multe ținute pe negru, alb. Eu, sincer, prefer foarte mult această prezentare, Ami Amalia. Aș purta multe dintre ținutele ei. A fost una în special care mi-a plăcut, o rochiță care avea năsturei pe spate și care era oarecum ca o pictură pe ea. Foarte mult mi-a plăcut și cu mânecile acelea albastre, mi-a rămas pe retină. Și costumația galbenă, două erau galbene. Da, mulți, da, mi-a plăcut și sunt convinsă că voi trece pe la ea, pe la showroom, pentru că trebuie să achiziționez câte ceva de acolo.